Rapidul începe cursa de urmărire. Oaspeții au început excelent partida. FCU Craiova a deschis scorul prin Dragoș Albu cu un șut superb cu stângul de la 17 metri sub transversala lui Horațiu Moldovan în minutul 25. De remarcat faptul că Padula a gândit bine faza, i-a pasat lui Bauza, care la rândul său i-a așezat balonul pe șut optarului lui FCU. Giuleștenii au egalat înainte de pauză prin Krasnișchi cu un șut plasat de la 16 metri între picioarele lui Wetten la colțul din stânga al porții apărate de Gurău în minutul 42. Trupa lui Constantino a revenit în avantaj prin William Wetten, care a trimis în plasă de la 7 metri o minge venită de la Bauza după o acțiune inițiată de Achim în minutul 51. Până să se dezmeticească, alvișinii au mai scos odată mingea din plasă. Blidar s-a nimerit pe traiectoria șutului lui Albu și a îndeplinit o simplă formalitate și a trimis mingea în poarta goală. Era abia minutul 56, iar Rapid cu greu a găsit resurse pentru a o lua de la capăt. Alvișinii păreau să nu aibă puterea să revină în joc pe o ploaie torențială. Până la urmă, giuleștenii au primit o mână de ajutor nesperată în minutul 76. Lacroix a intervenit defectuos cu brațul și după mai bine de 5 minute de parlamentări și proteste, Feșnic a arătat punctul cu VAR. Rahmani a executat în forță, scorul a devenit 3-2 pentru olteni, iar finalul a prins și mai multă culoare. Împinși tot mai tare de un stadion energizat de-a binelea, giuleștenii au simțit că pot egala. În corzi, băieții lui Constantino au făcut un pas înapoi după ce tehnicianul italian i-a scos pe teren pe Bauza și Wetten, iar Rapid n-a respins favorul. În minutul 82, Onea a prins un șut norocos la colțul scurt, a fost bâlbâit până la gafă de Gurău și s-a făcut egalitate, 3-3. Rezultatul final a fost stabilit de Burmaz în prelungirile partidei. Acesta a reluat superb cu capul de la 7 metri sub bară în stânga porții o centrare venită din dreapta lui Alex Albu. Rapid a câștigat cu 4-3 și a egalat-o pe CFR la puncte, formație aflată pe locul 2. FCU a ratat o șansă imensă de a se apropia la un singur punct de locurile de play-off.